Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-15 decembrie 2020 pentru zodia Pești, ascendent lună în zodia Pești. Să știți că această etalare este valabilă și pentru cei dintre dumneavoastră care aveți descendentul în zodia Pești. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea tema principală a perioadei. Ce provocări vă așteaptă în dragoste? Ce aveți de învățat în această perioadă? Ce are persoana iubită de învățat din această perioadă? Ce va crește în intensitate? Cum veți sta din punct de vedere romantic și intim? Dar vă voi spune ceva și acelora dintre dumneavoastră care sunteți singuri, deci nu aveți o relație. Bun. Așa, și să mai vedem o carte pentru persoanele singure. Aici au căzut două. Văd că unii dintre dumneavoastră sunteți foarte necăjiți, parcă ați ieșit dintr-o relație în care v-ați simțit ca într-o închisoare. Foarte multă lipsă, grijă. Ați simțit lipsa sentimentelor și nici respect n-ați avut în relațiile anterioare. Bun, haideți să vedem tema principală. Avem asul de bute, îmi cer scuze, asul de spade. Vreți să decideți ceva în legătură cu o situație, în legătură cu o persoană care este puțin cam toxică sau cu o aventură amoroasă, poate fi vorba și de o ispită, sau vreți să încheiați un capitol mai vechi, da? O relație în care poate ați fost jigniți, poate ați fost agresați într-un fel sau altul, sau ați avut o relație cu o persoană foarte vicioasă. Aici văd că vreți să vă decideți, poate să intentați un divorț. Puteți avea de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu semn zodiacal, capricorn, cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Există o oarecare toxicitate aici, ca și cum ați făcut sau ați avut parte de ceva negativ în viața dumneavoastră. Simțiți că o anumită relație nu funcționează și tot vă gândiți la trecut, la ceea ce a fost. Vă trebuie mai multă hotărâre, mai multă determinare. Parcă vă dă târcoale anumite gânduri sau anumite situații din trecut. Pentru că la provocarea perioadei avem tot diavolul. Da, sunteți tentați sau aveți de-a face cu persoane foarte toxice, cu persoane vicioase, cu persoane foarte răutăcioase, unei dintre dumneavoastră, și aici putem vorbi de o schimbare. Dacă vă întrebați ce aveți de făcut, ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să procedați într-o anumită legătură sentimentală, pentru că simțiți că persoana iubită sau persoana pe care dumneavoastră o iubiți nu este pe calea cea bună sau simțiți ceva în neregulă cu această persoană, poate are ceva făcut, pentru că diavolul predomină, vedeți, și se întărește unul pe celălalt. Nu am steaua, nu am soarele care să anuleze, nu am nici nebunul care să anuleze energia diavolului. Ceea ce înseamnă că persoana iubită s-a schimbat foarte mult și dumneavoastră nu știți ce să mai faceți. Este nevoie de credință, de rugăciune. Foarte multă răutate din partea acestei persoane. Provocarea e să faceți față acestor tensiuni care vin. Ceartă, obstacole, încercări fel de fel. Aici urmează și o schimbare, o schimbare benefică, pentru că vorbim și de o binecuvântare. Avem și semnul zodiacal Taur, gemeni, balanță, vărsător și capricornul care predomină. Deci provocare, multă tensiune, multă răutate și nu înțelegeți de unde vin aceste lucruri. Nu înțelegeți ce ați putea face. Sau pur și simplu vorbim de relații, de legături toxice și doriți o schimbare aici, doriți o rezolvare. Căutați o soluție, cam așa vă văd. Haideți să vedem ce aveți de învățat în perioada aceasta. Vă este teamă de eșec, vă este teamă de singurătate, poate, la unii dintre dumneavoastră. Aveți nevoie de dragoste, aici avem regina de cupe. Ah, acesta era așa.
Da, sunteți niște persoane foarte sensibile dumneavoastră și tot ce vă doriți este să aveți o reușită în dragoste, să nu aveți dușmănii, să nu vă poarte nimeni pică, pentru că aici văd niște abilități la dumneavoastră și reușită. Nu vă abateți la drumul pe care îl aveți, pentru că sunteți pe drumul cel bun. Văd foarte multă planificare, foarte multe promisiuni, foarte multe discuții. Pentru a evolua o anumită poveste de dragoste, trebuie să fiți încrezători și așa o să aveți parte de reușită. Poate aveți nevoie de mai multă iubire, poate acest lucru vă lipsește. De ce simțiți că o anumită relație nu funcționează? Alții dintre dumneavoastră parcă vă agățați de persoane cu același caracter sau cu virgulă caracter asemănător cu persoanele cu care ați mai fost, cu persoane care ați fost împreună. Dar parcă are ceva sau parcă vă atrag același tip de persoane. Aici trebuie să aveți mare grijă. Oricum, vă limitați foarte mult. Deși aveți o inimă plină de dragoste și puteți avea reușite, puteți avea parte de acea dragoste pe care vă doriți, doar că trebuie să vă urmați calea. Să vă eliberați de această frică, să nu mai amânați o decizie, că e ca o întârziere, ca o păsare pe sufletul dumneavoastră, că stați cu această frică de a nu fi refuzați. Luați-vă inima în dinți și acționați, că nu aveți ce pierde. Iar cealaltă persoană trebuie să învețe să-și controleze furia, emoțiile, trăirile, sentimentele, reacțiile și așa mai departe. Poate fi în semnul zodiacal berbec, dar avem și rac, scorpion, pești, taur, fecioară, capricorn, berbec, leu, săgetător. Aici poate unii dintre dumneavoastră aveți familie și persoana iubită domină, este o persoană foarte autoritară, este o persoană foarte rea. Persoana aceasta va trebui să învețe că cu această atitudine nu va câștiga nimic în viață. Văd că vrea să facă schimbări și se îndreaptă spre ceva foarte stabil și chiar dă o șansă lucrurilor care vor veni. Vrea să fie altfel, vrea să fie diferit această persoană. Poate este o persoană cu copii, nu aș exclude. Are nevoie de încurajare, are nevoie de un stimul, da? De a face această schimbare, de a acționa, de a avea control asupra lui sau asupra ei. Pentru că vor urma niște schimbări, niște discuții foarte palpitante. Unele vor fi mai serioase, altele mai puțin serioase. În cazul domnilor, puteți întâlni o femeie cu un copil care vă poate schimba viața radical. Pot fi lecții pe care le veți învăța în această perioadă sau începând de acum încolo. Ce va crește în intensitate? Avem luna. Fricile pe care le întâmpinați. Aici trebuie să aveți răbdare și să nu vă grăbiți să înțelegeți ce se întâmplă sau să vedeți în întuneric sau să vedeți în ceață. Dacă nu veți reuși, veți ieși dintr-o stagnare. Poate sunteți la o răscruce de drumuri, nu știți ce veți face sau ce să faceți. Puneți mai mult accent pe dumneavoastră, fiți mai încrezători, faceți ceva frumos pentru dumneavoastră. Trebuie să vă recăpătați încrederea, pentru că aici văd și foarte multă amăgire, autoamăgire și va crește în intensitate dacă dumneavoastră nu veți face ceva începând de acum. Și exact cum v-am spus, să puneți accent pe dumneavoastră, da? Să faceți orice vă face să vă simțiți bine. Trebuie să aveți răbdare, pentru că veți ieși din această stagnare și veți avea noroc în dragoste, dar trebuie să vă abțineți momentan. Și v-am zis să încercați să vă controlați aceste gânduri. Aici ți-e și chiar dumneavoastră pește, da? Care trebuie să aveți răbdare și să fiți foarte perseverenți în legătură cu ceea ce vă doriți. Pot fi relații care încă stagnează, dar lucrurile se vor rezolva încetul cu încetul, pentru că aici vorbim de reușită, dar și de autocontrol. Vă trebuie și mult curaj să depășiți sau să rezolvați anumite chestiuni sentimentale, da? Vă trebuie mai multă ambiție și veți avea lucrul acesta, dar la momentul potrivit. Simțiți că încă nu a venit, dar cu cât va trece perioada, cu cât doriți să vă apropiați de o reușită sentimentală.
Din punct de vedere intim și romantic, avem justiția. Vă eliberați, vă vindecați de o situație mai neplăcută. Poate unii dintre dumneavoastră țineți post și nici vorbă de așa ceva, pentru că văd totuși o pauză. Poate alții dintre dumneavoastră nu prea aveți cu cine, pentru că văd și o pauză și lucrul acesta vă poate agita. Dacă sunteți într-o relație și lipsește cu desăvârșire relația intimă sau romantismul, încercați să faceți cumva, să găsiți o cale, să aduceți un strop de iubire aici sau să aveți un pic de intimitate, pentru că văd foarte multă agitație. Lipsa, da, de intimitate, abstinența, vă poate aduce o stare de nervi, de agitație, de stres continuu. Alții dintre dumneavoastră veți trăi adevărate aventuri. Riscați, vă aventurați în fel și fel de situații care să vă scoată din plictiseală, din rutină, pentru că aici vă simțiți și obosiți. Iar în alte situații văd lucruri banale, adică nu se întâmplă mare lucru, lucruri uzuale care se întâmplă în viața dumneavoastră, nimic deosebit. Iar pentru persoanele singure avem un 8 de bâte, 8 de monede, pardon. Deci am ceva cu bâtele astăzi. Da. Foarte interesant, pentru că trebuie să mai aveți puțină răbdare, să știți, pentru că aici văd și foarte multă îndoială, nesiguranță, incertitudine, rivalitate, dragoste, agitația dumneavoastră interioară, poate sunteți foarte nervoși că nu aveți o persoană, că nu ați întâlnit o persoană dragă, dar trebuie să vă puneți și întrebarea dacă v-ați vindecat de o poveste de dragoste din trecut, pentru că aici văd că aveți tendința să trăiți lucruri sau relații care au fost cândva în viața dumneavoastră sau nu ați reușit să vă detașați de o anumită persoană cu care ați avut o legătură specială. Până când nu vă răspundeți la aceste întrebări și nu scăpați de acest stres, această agitație, nu veți cunoaște pe altcineva, pentru că cumva aici există cineva în sufletul dumneavoastră, dar e multă îndoială. Nu știți ce va fi, dacă va fi cu dumneavoastră, dacă nu va fi. Puteți avea de face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, gemeni în balanță, vărsător, berbec, leu, săgetător și mai avem și o fecioară. Dar nu exclu nici taur sau capricorn. Predomnă cam toate zodiile și a dumneavoastră, depinde de situații. Oricum ar fi, trebuie să luați de aici doar ce vi se potrivește, având în vedere că este vorba despre o etalare generală. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag, vă doresc tot binele din lume și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!